Bună și bine ați revenit pe canalul meu Îngrijire Flori. În acest videoclip vreau să vă spun despre udatul plantelor în perioada de vară, cu ce fel de apă este bine să le udăm. Să știți că pe perioada de vară plantele au nevoie de mult mai multă apă, adică e posibil să ajungem de cele mai multe ori să le udăm chiar și de 2 ori pe zi. Dacă dumneavoastră folosiți apa care am să vă spun eu acum, cu siguranță veți avea plante, pot să spun, sănătoase și care vor înflori pe întreg parcursul, pe parcursul verii. Așa că trebuie să știți că trebuie să folosim apa stătută. Niciodată nu trebuie să punem la plante apa direct de la robinet. Vreau să vă și arăt. Priviți, eu am aici o stropitoare în care așez apă pe fiecare zi. Adică dacă ud plantele dimineața sau cel mai rău caz le ud seara, dar foarte târziu, în momentul când le-am udat, după ce s-a golit vasul de apă, eu automat mi-am pus altă, înlocuiesc apa, am pus altă apă în loc. Și niciodată acest vas la mine nu stă gol, pentru că îmi trebuie la următoarea udare. Și cum v-am spus, nu am folosit niciodată apa direct de la robinet. Dar mare atenție, vasul în care țineți apa nu trebuie să fie acoperit. Adică, de exemplu, cum ar fi o sticlă și vreți să așezați apă în ea pentru udarea următoare, nu-i puneți capacul la sticlă. Tot timpul trebuie să fie deschisă la gură. Cum am pus eu în această stropitoare. De exemplu, ori într-o stropitoare, ori în sticlă, dar să nu fie închisă, sau într-o găleată, depinde câte flori aveți ca să ajungă pentru fiecare plantă în parte. Și dacă țineți cont de acest lucru, să știți că veți avea parte de flori sănătoase și vă vor înflori toată vara. Deci v-am spus, este foarte, foarte important ce fel de apă folosiți. Ia uitați cât de spectaculos și cât de frumos este acest trifoiaș, cât a înflorit de frumos. Eu, prin acest video, v-am arătat și câteva floricele. Dacă vă abonați, ne vom revedea cu un videoclip nou. Dacă aveți întrebări în legătură cu plantele, mă puteți întreba pentru că eu am răspuns la fiecare întrebare. Nu am mai rămas decât să vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați urmărit și vă spun la revedere cu multă sănătate și cu spor în toate.